Acum se vede de absența. Gabriela, Angela.
un alt bobânac, să mă trezesc la viață, că
Și dacă în studenție sau, mă rog, în studenție era totul ok, note foarte mari, relația foarte bună cu profesorii, așa credeam eu, așa mi se arăta, în momentul în care trebuia să mă întorc, tu te duci la Iași, dacă mă angajez. La Iași, tu te duci la Iași. Deci, de bună ce era, nu mă prea nimeni. Într-un final, a stat în expectativă de ani de zile și am lucrat la o firmă, mă rog, unde făceam documentații pentru protecția mediului. Și am reușit să intru în învățământ în 98, la Urezai, nu pe specializarea pe care am terminat-o, deci chimie textilă, dar pe chimie, pentru început. Am început doctoratul în 96, dar fără convingere, adică eu nu vreau să fac doctorat, că n-am venit să fiu docilară, dar așa a ieșit. N-aveam motivație, deci singura motivație era să trebuia să lare în locul superior. Și atunci am abandonat doctoratul de două ori, dar slavă Domnului că am avut și în facultate modele și profesori care știau să-i dea în rând și m-am trezit la un moment dat și l-am terminat în 2004. Nu m-am folosit de el, dar că n-am simțit ce, nu știu ce crede lumea că trebuie să fim. Am avut 15% la salariu, dar nu-i mai am. Și asta e. Deci, da, cum să zic, în momentul în care fac un doctorat pe bune, nu pe hârtie și nu dintr-o dată și din așa, atunci știi despre ce e vorba, da? Acum, pentru că toată lumea are doctorat, nu că mi-e rușine să spun că nu-i vorba că mi-e rușine, da? Nu foarte doamna profesor. Dar foarte mult au doctorat și foarte mult îl au doctorat. Toată lumea și care lucrez cu toate, da? Nu e chiar așa. Nu, și de la societate. Da, li se face posta de doctorat pe care așteptă în 2 ani. Eu am muncit 8 ani de zile la el, numai eu și familia mea. Și mi-a luat așa, tată. Pe așa ne tot se ferie foarte. Nu e aici, cu două finite. Și de trebuie să fiți și fizică și matematică. Da, da, da. Pe dacă ați în machinie. Păi nu știu să mai... Deci dacă am luat-o pe partea învățăturii, eu nu știu să mi-a dat ușor. Varianta ușor nu e. Deci varianta grea. Bun. Și asta este. Deci nu foarte mari lucruri am realizat cu doctoratul ăsta, dar e bun început. Acum am dat seama că au că conform noi legi, dacă aș avea doctoratul, ar spune am prezentat o din învățământ. Slavă Domnului că da. Asta nu înseamnă că neapărat locul este asigurat. La încheie paranteză. Și dacă am fost ocilară și m-am fixat și carieristă, eu nu m-am căsătorit, ce m-am. Dar nu pentru că n-aș fi avut timp sau pentru că nu mi-aș fi dorit. Am avut trei tentative, ca să zic așa. Dar de fiecare dată se întâmpla ceva și la un moment dat am ajuns la conclusia că proiectul ar trebui să învățăm pe semne și asta nu trebuie să se întâmple, nu toată lumea trebuie să părinte. Ceea ce m-a ajutat să mai scot în evidență, poate pentru colegii mei care au familii, au probleme din diverse domenii. În 98 m-am intoxicat